Majoritatea oamenilor au frați sau surori. De fapt, în prezent, copiii din SUA au mai multe șanse să crească alături de un frate sau o soră decât alături de un tată. Deși mulți oameni de știință din domenii sociale cercetează impactul școlii și al părinților, se acordă puțină atenție unei relații care ar putea fi chiar mai semnificativă. Deci, ce știm despre frați, despre ordinea nașterii și de ce copiii din aceeași familie au personalități foarte diferite? Hai să începem analiza cu povestea tragică a celor mai cunoscuți doi frați din istoria occidentală. A fost odată ca niciodată un băiat numit Cain, care primea toată dragostea și atenția de la ambii părinți. Crescând, băiatul a cunoscut o singură lume, al cărei centru era el însuși. Toți cei din jurul său aveau grijă doar de el. Totul s-a schimbat atunci când mama sa l-a născut pe Abel. Cain ar fi trebuit să înțeleagă că atenția părinților săi trebuia acum împărțită între el și fratele său. A fost însă o revelație pe care nu a putut să o accepte și a devenit tot mai gelos și uneori chiar violent față de fratele său mai mic. Cain, ca primul copil născut, îl avea în mod natural ca exemplu pe tatăl său. Urmând convenția, tatăl a crescut pe băiat cu anumite așteptări. De aceea a fost cu atât mai dureros pentru Cain să vadă că tatăl său avea atât de multă grijă de fratele mai mic. Abel își privea fratele pentru îndrumare. Lucrurile nu erau ușoare nici pentru el. Dar spre deosebire de Cain, Abel nu cunoscuse altceva. Pe măsură ce băieții au crescut, Cain a dezvoltat un puternic simț al răspunderii și, urmând tradiția, a preluat ferma familiei. Abel, care era liber de orice obligație, a ales să devină cioban. Cain își invidia fratele mai mic pentru autonomia sa, deoarece viața ca fermier devenea tot mai dificilă. În ziua în care frații urmau să-i facă un dar tatălui lor, Cain a adus doar câteva legături de iarbă uscată. Abel, care se descurca bine, a adus un întreg miel. Când tatăl i-a mulțumit lui Abel pentru generozitatea sa, Cain a simțit o rușine profundă. Peste noapte, rușinea s-a transformat într-o ură de proporții monstruoase, iar în ziua următoare și-a ucis fratele. Prima mare contribuție în cercetarea relațiilor dintre frați a avut-o psihiatrul austriac Alfred Adler și teoria sa a psihologiei individuale. Adler credea că principalul motiv al comportamentului uman este dorința noastră de putere, parțial ca o compensare pentru sentimentul nostru de inferioritate. Prin urmare, dinamica dintre frați joacă un rol central în viața de familie și în dezvoltarea personalității pe măsură ce creștem. Adler susținea că frații care cresc în aceeași familie au o experiență foarte diferită. În special, rivalitatea dintre frați pentru resursele familiei influențează dezvoltarea personalității. Ca mijloc de reducere a competiției, frații se diferențiază, dezvoltă calități diferite și aleg interese distincte. Când frații nu-și găsesc propriile nișe, relația lor poate suferi. Frații Kellogg se urau și s-au luptat în instanță pentru a decide cine a inventat cerealele Cornflakes. Frații Dassler au concurat în afaceri. Unul a fondat Adidas, iar celălalt a înființat Puma. Dar mulți frați se iubesc mai mult decât orice. Deci, ce știm despre frați în general? Iată 6 lucruri pe care știința le propune ca adevărate. Primii născuți și copiii singuri își au drept modele tatăl sau mama. Diferența dintre dezvoltarea lor mentală și fizică și cea a părinților poate fi motivul pentru care au în medie un IQ mai mare. Părinții tind să le acorde mai multă atenție primilor născuți și adesea au așteptări mai mari de la ei. Dacă nu pot să se ridice la aceste așteptări, se pot simți inferiori, dar în medie se pare că beneficiază de poziția lor. Frații mai mici își modelează dezvoltarea după frații sau surorile mai mari. Ei au de depășit o diferență mai mică în dezvoltare. Pot simți de asemenea că au mai puțin de demonstrat, dar ca rezultat a lipsei de atenție parentală, dezvoltă mai des anxietate socială. În medie, relațiile dintre frați sunt mai conflictuale. Relațiile dintre surori sunt mai intime. Frații petrec mai mult timp împreună decât își petrec timpul cu părinții. Frații mai mici, chiar de 2 ori mai mult. Copiii care au frați sunt mai activi fizic și mai puțin supraponderali. Sunt adesea mai fericiți,
Unele studii sugerează că dezvoltă abilități sociale mai rapid decât copiii fără frați, dar cercetarea nu este concluzivă. Afecțiunea între frați pare să fie un predictor puternic al bunăstării, uneori mai importantă decât față de părinți. Astfel, dacă unul dintre frați îl hărțuiește pe celălalt, acest lucru îi poate afecta toată viața. Un studiu suedez asupra unor persoane de 80 de ani a arătat că apropierea de prieteni nu a crescut cu mult satisfacția totală a vieții. Apropierea față de un frate a avut un impact semnificativ. Pentru cei care se confruntă cu un frate dificil, Adler avea următorul sfat. O regulă simplă în relaționarea cu cei cu care este greu să conviețuiești este să-ți amintești că acea persoană încearcă să-și afirme superioritatea și trebuie să te raportezi la ea din acest punct de vedere. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.